Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt George Zafiu, iar astăzi citim Bel sare în ajutor. Doamnă ceinic, strigă Bel intrând în bucătărie. Am găsit sacul acesta cu haine pe hol. Stăpânul mi-a cerut să-l scap de ele, explică doamna ceinic cu un oftat, ci că nu-i mai vin. Așa-i, confirmă lumânărică, ca să nu mai zic că niciunul din pantalonii aia n-are gaură pentru coada lui. Noroc că vine astăzi negustorul ambulant și o să se bucure când l-o lua, adăugă doamna ceinic. Bel duse sacul înapoi pe hol și reveni în bucătărie. Chiar atunci apăru și Ceșcuță. Salutare, Bel! Vrei să te joci de-a vați ascunselea cu mine? Cum să nu, răspunse Bel. Ce-ar fi să te ascunzi până număr eu? 98, 99, 100, cine nu e gata, îl iau cu lopata, strigă Bel. Ta-na-na-na! Dar Bel se întrerupse când auzi că ciocăne cineva la ușă. Un negustor ambulant stătea în prag, etalându-și mândru marfa. Lui Bel îi căzu privirea pe o pereche de patine strălucitoare. Am, totuși, sacul ăsta cu haine pentru tine, adăugă ea. Negustorul se lumină la față. Ce fată bună, exclamă el, primește asta în schimb și întinse lui Bel patinele. Ce începusem să fac? Se întrebă Bel în timp ce îl urmărea pe negustor îndepărtându-se. Vai de mine, trebuia să-l caut pe Ceșcuță. Scormoni printre rafturile cu cărți din bibliotecă. Aruncă o privire până și în interiorul armurii de pe holul principal. Arată-te, arată-te, oriunde te-ai afla, strigă Bel prin sala de bal. Dar nu-și auzi decât ecoul. Ceșcuță nu era de găsit nicăieri. Ceșcuță, ai câștigat, strigă iar Bel, Ceșcuță! Vă pot fi de folos cu ceva, domnișoară? O întrebă lumânărică. Nu știu unde e Ceșcuță, se plânse Bel. Nu l-am văzut de când... Oh, nu! S-o fi ascuns în sacul cu haine pe care tocmai l-am luat. Lumânărică, haide să-l găsim pe Ceșcuță înainte să se rătăcească, îl îndemnă Bel. Își aruncă în grabă pe ea pelerina și se încălță. Apoi, pentru orice eventualitate, înhăță noile patine, trecându-le peste braț. Afară, lumânărică arătă spre urmele lăsate în zăpadă de căruța negustorului ambulant. Se pare că a luat-o în direcție greșită. Înseamnă că a intrat pe proprietatea castelului, zise Bel speriată. Avem timp să-l prindem din urmă. Porniră la galop prin zăpadă. Au! Bel și lumânărică tresăriră. Cunoșteau sunetul acela. Era un lup. Îngrozit, Filip se săltă pe picioarele din spate, ieși împleticindu-se de pe drum și ateriză într-un morman de zăpadă. De îndată ce Bel își reveni, se apucă de o creangă și se târâ afară din zăpadă. Apoi îl recuperă și pe lumânărică. Bel încercă să-l tragă pe Filip afară din mormanul de omăt, dar în zadar. Brusc îi veni o idee. Folosind patinele ca să sape, Bel îl eliberă pe Filip. Își continuă drumul în goana mare, încercând să recupereze timpul pierdut. Măiculiță, strigă lumânărică când ajunseră la o răscruce. Urmele dispăruseră sub stratul proaspăt de nea. Pe care drum s-o apuce? Deodată Bel zări o pasăre roșie într-un copac înalt. Bel se apropie de copac, se agăță de o creangă și începu să se cațere sus, sus de tot. Îi văd drept în față, lângă lac, strigă Bel triumfătoare. Înaintară până la malul lacului. Sunt atât de departe, se văită lumânărică. Serios? Zâmbi Bel. Bel îi îndemnă să o ia pe lacul înghețat, sperând să-l poată străbate, dar imediat ce Filip păși pe gheață, se auzi un trosnet puternic. Filip, e prea greu, strigă lumânărică. Ce era de făcut? Bel își coborâ privirea și găsi răspunsul. Își legă repede șireturile de la patinele cele noi și păși pe gheață. Aoleu, țipă Bel, chinuindu-se să-și păstreze echilibrul. Dar nu trecu mult și reuși să se țină pe picioare, patinând cu ușurință. Patinele lui Bel alunecau pe lacul înghețat. Vântul îi sufla prin păr pe măsură ce prindea viteză. Cu ochii ațintiți asupra căruței, Bel observă deodată un trunchi de copac căzut la pământ. Dar, spre norocul ei, reuși să-l ocolească în ultima clipă. În sfârșit, Bel ajunse pe malul celălalt. Domnule, strigă ea cu răsuflarea tăiată, ați luat-o în direcția greșită, dar înainte de asta aș vrea să recuperez ceva foarte drag mie, ce a căzut în sacul cu haine pe care vi l-am dat. E o ceșcuță de ceai ciobită pe margine. Atât de ranș pentru o ceașcă de ceai ciobită, zise negustorul ambulant clătinând din cap.
E preferata mea, spuse Bel. Desfăcu sacul și îl găsi pe ceșcuță tolănit confortabil. Ce ascunzătoare fantastică, Bel, nu-i așa? Șopti el. Cea mai grozavă, aprobă ea, zâmbind. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.